O intervenție în forța lucrătorilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență a împiedicat ca focul să se extindă în pădurile de pe Valea Prahovei. Acțiunea a avut loc în pădurea din stațiunea Zuga și, din fericire, nu a fost una reală, ci doar o simulare la care au participat aproape 150 de oameni. Alături de pompieri, la exerciții au participat lucrătorii Ocolului Silvica Zuga, jandarmii montani, salvamontiștii și echipajele Serviciului de Ambulanță Prahova. A fost simulat un incendiu în pădure cu victime, iar pompierii au fost primii care au intervenit cu motopompe pentru alimentarea cu apă din râu a mașinilor de intervenție, iar pentru evitarea extinderii rapide a incendiului, pădurarii au săpat șanțuri. Salvamontiștii și jandarmii montani au intervenit pentru salvarea victimelor. Experți în coborârea tărgii cu ajutorul corzilor în rapel și cu tiroliana, salvatorii au adus victimele în siguranță și le-au oferit primul ajutor. Centrul Montan Sinaia a participat cu o echipă la un exercițiu de salvare, de stingerea incendiilor organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Noi am avut misiunea să salvăm două victime care au rămas blocate în zona asta foarte accidentată. După cum ați văzut, a fost acțiune desfășurată cu succes. Rămâne să vedem aprecierea. Exercițiul și-a propus antrenarea forțelor specializate și complementare pentru a interveni într-o situație de urgență deosebită atunci când fond forestier este în pericol. Îndeosebi incendii de masă, când este necesar a aduce la fața locului foarte multe forțe de intervenție, resurse umane, materiale pentru a localiza, a limita efectele negative ale evenimentului. Evenimentul a urmărit verificarea modului de cooperare între forțele specializate, participante la exercițiu și a stărilor căilor de acces, precum și a posibilităților de concentrare a forțelor și mijloacelor în zona stabilită pentru desfășurarea intervenției.